Nu credeam că vocea îmi va da voie să spun ceva. Mai întâi de toate, îi mulțumim lui Dumnezeu, Celui care ne-a dăruit și astăzi posibilitatea de a fi împreună. Starea pe care de aseară am trăit-o și a culminat astăzi cu Sfânta Liturghie în care am participat cu toții la slujirea ei, a făcut ca sufletele noastre să-și înalțe până la Dumnezeu. Dacă atâta fericire putem trăi noi astăzi în timpul Sfintei Liturghii, dacă atâta stare de bine ne poate crea stare împreună cu ai Săi, chiar pentru o vreme de câteva ceasuri, oarecare starea care ne-o promite Hristos că va fi acolo în părăția Sa, unii ne vrea cu El. Vă dați seama lucrul acela să te bucuri în continuă veșnicie. Dar pentru aceasta și pentru ca bucuria aceasta să ajungă până la noi, au trebuit ca să se jertfească mii de sfinți care acum sunt în Împărăția lui Dumnezeu și ne așteaptă și pe noi. Suntem înconjurați aici de sfinte moaște, cu neînumărați sfinți care ne veghează de acolo și așteaptă rugăciunile noastre să le înălțăm și să le spunem pentru a putea să le ducă în fața lui Dumnezeu. Vreau doar câteva gânduri. Nu este o săptămână de când cu ajutorul lui Dumnezeu pașii mi-au călcat pe urmele înaintașilor noștri, primului apostol care ne-a călcat țara noastră și ne-a încreștinat-o. Mergând de la peștera Sfântului Andrei și stând acolo și călcând cu picioarele mele, ne-am interiorizat acolo și am gândit de acolo Sfântul Andrei am prăștiat în țara noastră și în poporul nostru credința pe care noi astăzi o trăim. Oare cum erau oamenii aceia când au primit botezul pentru prima dată? Cum propovăduia oare Sfântul Andrei și oamenii se convertiau cu mile? Dar după aceea a venit martirajul. Mergând pe la celelalte mănăstiri, am sărutat atâtea moaște și atâtea sfinți pe care le erau așezați ca mărturie pentru credința lor au fost omorâți. N-au prețuit nimic pe lumea aceasta decât le era drag de Hristos și vroia să fie cu El și cu ai Săi. Pentru asta și-au dat viața. Și tot așa, mergând din mănăstire în mănăstire, am ajuns să poposesc și să dorm și să particip la o liturghie tot așa de înaltă, noaptea, acolo unde au murit iarăși români, creștini, care au fost chinuiți la Poarta Albă.
atunci când poate unii stăteau, beau, mâncau, se distrau, ai noștri oameni care vroiau să păstreze credința și neamul nostru sufereau și mureau. Pentru ce? Pentru ca eu astăzi și frăția ta aici să poți să te rogi în lacrimi, să poți să mulțumești lui Dumnezeu în biserică, fără să mai fii prigonit. De multe ori m-am întrebat, nu vom da oare noi răspuns în fața lui Dumnezeu pentru aceasta? Să ne ferească Dumnezeu! Vedem Evanghelia de astăzi, așa cum a spus Părintele, și am ascultat-o și cuvânt cu cuvânt, vedem acolo smerenia sutașului. Un sutaș care în perioada aceea era poporul cotropit de romani. Deci nu era evreu. Ceea ce nu știm ce era sluga din ce neam. Și iată, prin bătrânii aceia, prin prieteni, ajunge la Hristos până și el și cere nu să îi se vindece soția, nu să îi vindece copilul, nu să îi vindece părintele sau un alt suflet drag, ci cere să-i vindece sluga. Ce era o slugă? Egal cu un animal. Murea, nu era nimic. Nu erai pedepsit dacă îl alungai. Îți era. Dar iată omul acesta, sutașul acesta, ajunge până la Dumnezeu, până la Hristos, și cere și spune și menționează că suferă greu și cumplit. Îl durea pentru durerea slugii sale. Și Mântuitorul scurt, când a auzit vestea aceasta despre el și despre lucrul acesta, voi veni și îl voi vindeca. După aceea, se uimește de credința sutașului, care, așa cum am spus, nu făcea parte din poporul evreu. Și au mai fost din aceștia și ne sunt arătate pe paginile Sfintele Scripturi, când acea exclamare care, privind la noi astăzi, o ne putem interioriza. Adevărat vă spun că așa credință nu am găsit nici în Israel. Și a găsit o altă parte. Israelul care avea legea, avea tăierea împrejur, aveau poruncile și toate învățătura. Iar derulând astăzi, în perioada în care trăim, vine și Hristos și ne spune nouă creștinilor ortodoxi, care ne lăudăm peste tot, că avem botezul, avem cele 7 taine mântuitoare și toată posibilitatea de mântuire. Așa e, negreșit, nimeni nu poate contesta că nu este adevărat. Dar ce facem cu ele? Și zice Mântuitorul, vor veni de la răsărit și la apus și vor sta la masă cu Avram, Isaac și Iacob și spun eu acum, cu toți sfinții pe care noi îi sărbătorim și ale căror moaște le sărutăm, iar fi împărăției care ne lăudăm cu toatele noastre, vor fi dați afară, ferească Dumnezeu.
Atunci când va fi judecată, nu va fi decât da și nu. Dacă pentru sutaș a fost acei bătrâni care au mijlocit și au arătat dreptul și pentru ceea ce merită, că iubea poporul, că a zidit o sinagogă și alte lucruri au făcut, oare pentru noi cine va aduce mărturie? Faptele noastre? Credința noastră? Iată că unii ne întrec, așa cum ne arată pe pagine Sfinte Scripturi. În cazul acela, un păgân. În cazul nostru, cei care noi știm că nu prea merg la biserică. Să ne ajute Dumnezeu ca tot ceea ce am trăit aici, toate emoțiile, toată simțirea că Dumnezeu ne ascultă rugăciunile noastre, să putem merge de aici și chiar dacă nu spunem niciun cuvânt, ceilalți să vadă că ceva, o lumină, ne-a învăluit și pe noi. Și toți sfinții aceștia care ne înconjoară să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru fiecare din noi și ai noștri dragi. Amin. Slăviți să fie Domnul! Amin.